Întreaga cariera lui Ion Dacian reprezintă un adevărat imbold pentru arta muzicală și scenică din România. Născut în Saschiz în 1911, el a îmbinat pasiunea pentru drept cu acea pentru muzică. A studiat atât la Facultatea de Drept, cât și la Academia de Muzică din Cluj, deschizându-și astfel drumul spre o carieră de excepție în lumea artistică. Primul său succes notabil a fost la Opera Română din Cluj în 1934, iar apoi s-a alăturat Teatrului de Operetă și Revistă Alhambra din București. Interpretarea sa în Vânt de Primăvară l-a consacrat rapid, fiind numit pe atunci Mirele Operetei. Devotamentul și talentul l-au propulsat în roluri de prim plan, devenind co-director al Teatrului Alhambra între 1942 și 1947, interpretând cu succes în numeroase spectacole muzicale. În 1950 a devenit prim solist la Teatrul de Stat de Operetă, aducând publicului momente memorabile cu spectacole precum Liliacul, Sânge Vienez, Lăsați-mă să cânt, Văduva Veselă sau My Fair Lady. Ion Dacian a fost nu doar un artist talentat, ci și un lider în lumea artistică. A preluat funcția de director al teatrului în 1963, oferind direcție și pasiune pentru artă. Cu toate acestea, în urma unor evenimente neclare, a fost eliberat din funcție fără explicații detaliate. Meritul și contribuția sa în lumea artistică au fost recunoscute oficial prin acordarea titlului de artist al poporului în 1964, un omagiu bine meritat pentru talentul și devotamentul său remarcabile în lumea spectacolului românesc. Ion Dacian a părăsit această lume la vârsta de 70 de ani, în data de 8 decembrie 1981. Înmormântat în curtea Bisericii Sfântul Gheorghe din cartierul bucureștean Andronache, el a lăsat în urma sa o moștenire artistică impresionantă. În amintirea și ca omagiu adus genului său artistic, Teatrul de Operetă din București îi poartă astăzi numele.